La noi în țară îngrijirea copiilor deseori cade doar pe umerii femeilor. Și prea puțin cunosc că un copil educat de mamă și de tată crește mai fericit. De ce eu, ca proaspăt tătic, pe lângă cariera de artist, vreau să muncesc și la cariera de tată? Alături de soția mea, bineînțeles. Mă mândresc de fiecare dată când aud despre succesele soției mele. Ca o femeie să reușească în carieră, ar trebui ca soțul neapărat să-și asume anumite responsabilități și griji în familie. Mă bucur foarte mult că am reușit ambii, pentru că atunci când ai alături de tine o femeie împlinită profesional, ai alături o femeie fericită. Cred că a trecut vremea aceea când bărbatul bătea cu pumnul în masă și lua decizia finală în șatră și în casă. Iar pe umerii femeilor cădeau toate grijile ce țin de familie, casă și copii. Femeile rome trebuie să învețe și să-și construiască o carieră. Iar noi, bărbații, trebuie să le susținem și să ne mândrim cu ele.